Bine ați revenit, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vorbim despre încredere și probabil o să vă întrebați de ce am ales acest subiect pentru acest vlog. Păi este foarte simplu. Nivea a lansat o campanie care se numește Like Yourself, adică ai încredere în tine. Vorba aia, dacă tu nu ai încredere în tine, atunci cine să aibă încredere în tine? Pentru că tu ești cel mai important pentru tine, în primul rând. Sunt foarte bucuroasă că acum fac parte din această campanie, din Like Yourself, și am fost cumva aleasă pentru a împărți încredere în ceilalți. De aceea, cei de la Nivea s-au gândit să vorbim despre încrederea de sine, să... poate să spunem ce înseamnă ea cu adevărat, cum reușești să te încrezi în sine. Iar pentru asta ne-au trimis și un colet care se numește foarte frumos Dear Self, Like Yourself. Și aici avem o grămadă de produse pe care o să vi le arăt imediat ce o să vorbesc puțin despre ceea ce înseamnă încrederea în tine. Ideea este următoarea, cum am și zis, dacă tu nu ai încredere în tine, atunci cine să aibă? Și dacă tu nu ai încredere în tine, atunci nici alții nu vor avea încredere în tine. De ce? Pentru că încrederea se vede. Când ne uităm în oglindă, trebuie să vedem ceea ce este bun în noi. Încrederea asta este importantă pentru multe chestii. Adică atât în carieră, atât în relațiile cu ceilalți. Pur și simplu, e foarte importantă. Deci asta este clar importantă. Și o să vă povestesc de mine, cumva, pentru că eu am reușit să am încredere în mine destul de târziu, pentru că la o vârstă fragedă, ceilalți mă făceau să nu am încredere în mine. Ceilalți fiind prietenii. Deci aveți mare grijă la ce prieteni aveți, pentru că ei pot influența stima de sine, să știți. Aveam așa un grup de prieteni care mă făceau să par că, în primul rând, sunt o persoană care nu arăt bine, sunt o persoană proastă, dacă putem spune chestia asta. După ce am ieșit din acel grup de prieteni, am reușit cumva să-mi recapăt stima de sine. Ușor, ușor am început să mă uit în oglindă să spun, da, sunt frumoasă, deșteaptă, sinceră să fiu, credeam, știam că sunt. Pentru că, până la urmă, ceea ce eu realizam la școală demonstra acest lucru. Frate, aveam note mari, aveam încredere că a doua zi am un test, voi reuși să-l iau cu brio. Erau niște chestii pe care eu le credeam în sinea mea, însă nu ieșeau la suprafață. Nimeni, de exemplu, nu a crezut că eu voi ajunge să lucrez în televiziune. Nimeni. Mă rog, au crezut câțiva. Familia, da, maică mea, poate că și ea avea o mică îndoială că eu voi ajunge să lucrez în televiziune, ceea ce eu îmi doream asta de când eram mică. Am ajuns la facultatea de jurnalism în București, toată lumea era, face și asta jurnalism, după aia o să vin în Pitești, că eu sunt din Pitești, după câte știți, și o să-și găsească pe aici, eu știu, un job oarecare. Ei bine, n-a fost așa, pentru că am reușit să intru în televiziune încă din anul 2 de facultate. Ușor, ușor am reușit să capăt experiență, chiar dacă au fost niște momente grele, chiar dacă au fost niște momente, am avut un moment de depresie peste care am trecut ușor sau mai puțin ușor, nu știu exact să vă spun, o să vă povestesc despre momentul meu de depresie, despre o perioadă foarte grea din viața mea pe care am, prin care am trecut acum vreo 2 ani. Ideea este că am avut încredere că eu voi ajunge în televiziune, chiar dacă am avut un moment de cădere. Chiar dacă la finalul facultății, pentru că mergeai în practică, toată lumea te voia în practică și toată lumea nu voia să-ți ofere bani, practic, ei bine, m-am zis, nu frate, o să reușesc, o să vedeți voi. Am avut un moment de cădere în care nu am lucrat în televiziune, am lucrat pur și simplu în vânzări, dacă pot spune așa, și am zis, nu, o să vedeți, eu o să ajung în televiziune, o să vedeți, eu o să lucrez în televiziune. Și tot le spuneam chestia asta și până la urmă am ajuns. Chiar dacă după o perioadă, un an, ce, nici nu pot spune o perioadă, pentru că am lucrat în presa scrisă, în presa online, și după aia am ajuns în televiziune și iată-mă că acum sunt la Prima TV, intervievez o grămadă de vedete și îmi place foarte mult ceea ce fac și nu mă voi opri aici, asta este clar. Același lucru pot spune și despre campania Nivea Like Yourself, pentru că eu m-am înscris la această campanie prin intermediul unei prietene. Prietena mea mi-a dat un link, a zis, hai, intră și înscrie-te la această campanie, pentru că ai un canal de YouTube, ai un blog pe care scrii și
ești cât de cât activ în social media. Am zis, bine mă, hai că o să fac și chestia asta și sinceră să fiu, fiind la început pe partea asta de blog, vlogging și alte cele, eram un pic așa sceptică, mă vor alege cumva ăștia, dar nu am zis, bă, nu am nicio șansă, nu, am zis, da, poate am vreo șansă. Ei bine, iată că m-au sunat, mi-au zis că sunt parte din această campanie, mi-au dat deja prima provocare și sper, de fapt, nu, chiar sunt sigură că voi ajunge și la New York. O să fie toată lumea acum, da, sigur, sunt o grămadă, sute de fete care toate zic asta, că vor ajunge la New York. Ok, dar de ce nu? De ce să nu ajung la New York? Eu de ce nu aș putea să fac chestia asta? Frate, am tot ce-mi trebuie ca eu să câștig această campanie. Am tot ce-mi trebuie ca eu să ajung la New York. Am tot ce-mi trebuie ca să pot reuși în orice. Și atât cât ai încredere în tine, zici, băi, da, pot să fac asta. Poți, frate, să faci asta. Eu am avut încredere că pot să fac orice. Și credeți-mă, încrederea asta este al naibii de, nu știu cum să spun, are un impact al naibii de bun, de puternic asupra ta. Pentru că, pur și simplu, tu dacă ai încredere, faci chestia și zici, da pot să fac aia, da pot și arăt bine și sunt și sun și fac. Toate energiile pozitive vin spre tine și totul se întâmplă bine. Pentru că, pur și simplu, eu de când m-am născut, ca să spun așa, totul s-a întâmplat așa cum a trebuit. Le întoarcem acum la Nivea și la încrederea pe care ei vor să o transmitem prin frumusețe, prin putere, prin orice. Și eu am o chestie. Tot timpul, în fiecare săptămână, am o zi pe care mi-o rezerv mie. Am grijă doar de mine. Merg la sală, merg la cosmetică, merg la manicuristă, ajung acasă să fac o baie cu spumă, îmi pun o mască pe față, îmi pun măști în păr și după aia mă parfumez absolut pe tot corpul, cu tot felul de produse. Și simt că am avut încredere în mine ziua aia și că am avut grijă de mine și asta recomand tuturor fetelor. Să aibă o zi pe săptămână doar pentru ele. Să uite de curățenia în casă, aia o face în altă zi. Să uite de, nu știu, grijile de la serviciu, să uite de orice, pur și simplu să aveți timp de voi. Nu cu iubitul neapărat. Iubitul lăsați, dacă stați cu el, asta e. Nu aveți ce să faceți. Vă duceți în altă cameră și vă rezervați acel moment vouă. Dar eu, de ceva timp, cel puțin de la începutul anului, am chestia asta. Să am grijă de mine într-o zi. Și credeți-mă, este absolut genial. V-am spus că Nivea mi-a trimis și prima provocare și abia aștept să o realizez. Până pentru început am primit un colet cu Dear Self, Like Yourself. Ia uitați ce drăguț este. Și haideți să vedem ce este în acest colet. Am și o scrisoare semnată de Andreea Ibaca, care spune că cu această scrisoare va începe aventura noastră Like Yourself, pentru că vor fi mai multe provocări până vom ajunge la ultima provocare și anume Instastory-ul de la New York, care provocarea asta se va termina undeva pe la finalul anului, deci o să tot vorbim despre încredere de sine și despre tot felul de lucruri frumoase și mă bucur foarte tare că pot să fac chestia asta. Să începem unboxing-ul. Avem aici, să vedem ce avem aici. Este un rucsac, vai ce tare e, uitați ce mișto este, vai cât de mișto. Este un rucsac foarte tare, care merge să-l porți la multe chestii și mă bucur foarte tare că l-am primit, vai, vă mulțumesc tare mult. Mai avem un Nivea Makeup Remover, este o apă bifazică, un demachiant bifazic. Vreau să spun că sunt îndrăgostită de acest demachiant bifazic de la Nivea, l-am descoperit acum puțin timp și pur și simplu sunt uimită de cât de repede poate să îndepărteze machiajul. Machiajul ochilor, în primul rând, chiar dacă ești machiată smokey eyes, ai și tuș, ai și rimel mult, ai foarte mult produs pe față, îndepărtează foarte bine, deci este absolut genial și este unul dintre produsele mele preferate de la Nivea. Aici avem o mască detoxifiantă de la Nivea, de când au apărut vreau să le încerc și nu am avut încă ocazia, nu înțeleg de ce. Îmi plac foarte mult măștile, îmi place să folosesc mai ales măști cu acid hialuronic, pentru că zic eu că trebuie să am grijă de tenul meu încă de la o vârstă fragedă. Această mască are o formulă translucidă care se încălzește când este aplicată, detoxifică tenul reducând factorii din mediul extern. Foarte tare, mai ales acum vara, pur și simplu am nevoie de o mască care să simt așa că
După ce mă îndepărtez, sunt fresh. Abia aștept să încerc. A, ce-mi place acest... stai așa. Este un gel de duș pe care îl ador. Tot timpul mi-a plăcut acest gel de duș. Miroase extraordinar și abia aștept să-l încerc pentru că sunt înnebunită după gelurile de duș care miroase bine. Ce bine miroase. Mai avem aici un deodorant black and white, invisible, fresh, acesta. Este un deodorant extrem de bun. Am folosit foarte, foarte mult timp produsele de la Nivea, de fapt deodorantele de la Nivea. Îmi place foarte tare și abia aștept să-l încerc. Văd că este fashion edition. Vai, ce... Mamă! Deci nu am folosit niciodată șampon uscat. Eu și în momentul de față, dacă vă uitați în capul meu, nu mi-am făcut baie pentru că aștept în seara asta să-mi fac baie pentru că vreau să mă vopsesc. Este o altă poveste, dacă intrăm în detalii deja ne pierdem. Și tot timpul folosesc fixativ. Da. Eu folosesc fixativul tot de la Nivea, ghiciți ce, acela Diamond Gloss. Și îmi place că ascunde faptul că părul meu este gras în acea perioadă, dar niciodată n-am folosit un șampon uscat. Nu știu de ce. Ei bine, Nivea mi-a trimis șamponul lor uscat. Mi se pare genial! Vai, deci abia aștept să-l folosesc. E vară, ce să mai... și dacă este vară, avem și cremă cu protecție solară 30. Într-adevăr, nu pot să mă despart de crema cu protecție solară oriunde aș merge, inter la mare, la ori, este pentru mine esențială. Ei bine, Nivea are grijă de mine, mi-a trimis o cremă cu protecție solară, vreau să vă spun că plec în Liban, deci o să fie perfectă. Mai avem niște creme. Am văzut aceste creme la celelalte blogărițe de pe Instagram. Am văzut că făceau niște mixuri, niște chestii drăguțe și mă bucur că am primit și eu această cremă. Ia să vedem. Aia, ce bine miroase. Miroase a menta, ceva. Uite, vezi? Da. Aceasta este crema. Și se poate mixa, din câte înțeleg eu, și cu celelalte creme. Abia aștept să încerc toată treaba asta. Mai am una Ich bin happy exotic. Vai, cât de bine miroase. Este și pentru față, corp și mâini. Deci o puteți aplica absolut peste tot. Este, din câte știu, noul produs de la Nivea. Mai este una cu Berry Charming. Vai, cât de bine miroase. Aceasta este un lip balm. Cred că cei de la Nivea știau că nu prea am grijă de buzele mele. Nu înțeleg de ce, adică mă dau cu rujuri și așa, dar nu mă dau cu balsam de buze. Și din cauza asta, mai ales iarna, am probleme foarte mari pentru că mi se uscă foarte tare buzele. Un tricou, îmi plac tricourile! Orice tricou să vină la mine, îmi plac foarte mult! Și am primit un super tricou, un super tricou. Like yourself is the new like. Yes, baby, yes. Păi pe ăsta cred că o să-l pun pe mine imediat. Ia să-l pun pe mine. Am revenit. Mi-am luat tricoul Like Yourself pe mine. Mă simt bine, încrezătoare. Și să continuăm unboxing-ul, zic. Avem o brățărică cu Like Yourself. Am brățărica Like Yourself pe mână. Este foarte drăguță. O super geantă, poșetă, plăsuță. Știți voi, genul acela de... gentuțe care se poartă în această perioadă. Îmi plac foarte, foarte mult. Scrie și pe ea ceea ce scrie și pe tricou. Mulțumesc tare mult, Nivea, pentru această surpriză, în primul rând, și pentru faptul că m-ați provocat să vorbesc despre încrederea de sine. Probabil că sunt foarte multe alte chestii de spus, probabil o să mai vorbesc despre tot ceea ce înseamnă încredere într-un alt episod de vlog, pentru că eu cred că voi rămâne alături de Nivea și în provocare și în etapa următoare. Cam acesta este unboxing-ul de la Nivea, cam acest lucrurile astea am reușit eu să le spun așa câte puțin despre încrederea de sine și sper că cumva v-am ajutat și sper că n-am aberat prea mult în primul rând. Sper că v-au plăcut produsele de la Nivea pe care eu tocmai le-am primit. Abia aștept să le încerc pentru că unele dintre ele chiar nu le-am încercat niciodată, mai ales că sunt noi. Și abia aștept să ne vedem și cu alte postări, atât pe Instagram cât și pe Facebook, legate de
legate de Nivea și de campania Like Yourself, așa că nu uitați să mă urmăriți atât pe Instagram cât și pe Facebook și ar fi drăguț dacă cumva mi-ați dat un coment despre cum ați reușit voi să aveți încredere în voi sau dacă aveți încredere în voi și nu uitați și de un subscribe și poate și un like, nu știu, mic, like-uleț. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, ne revedem data viitoare cu un nou episod de vlog care sper să vă placă.